Șeful statului român Traian Băsescu și președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpo, au vizitat miercuri mănăstirea Putna. Ei au fost întâmpinați cu pâine și sare de copii îmbrăcați în costume populare care cântau Bine ați venit la Putna. Bun venit la noi la Putna. Bine v-am găsit, domnul primar. Și vă rog să gustați din produsul nostru. Să trăiți. La poarta mănăstirii din localitate, cei doi președinți au fost așteptați de primarul Vasile Hotnogu, iar în curtea monumentului istoric de starețul velnic Melchisedec și de arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfinția sa Pimen. Tot în curtea mănăstirii, regimentul 30 Gardă și protocol Mihai Viteazu a prezentat onorul și a intonat imnurile României și Republicii Moldova. Traian Băsescu și Mihai Ghimpu s-au închinat și au depus coroane de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare, după care au semnat în cartea de onoare a mănăstirii. Ei au primit în dar câte o icoană cu chipul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Înaltul Pimen a spus că vizita a doi șefi de stat la mănăstirea Putna ar trebui să determine tânăra generație să ajungă mai des la monumentul ctitorit de Marele Voievod. Traian Băsescu a ținut să precizeze că în vremea când era elev la Bacău, a venit în excursie la mănăstirea Putna, iar stareț era actualul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. El a spus atunci că Pimen a făcut o descriere foarte frumoasă a mănăstirii și și-a amintit atunci vorbele înaltului, potrivit cărora Ștefan și din mormânt apără Moldova. Erați stareț aici. Da. Și îmi aduc aminte cum făceam ochii mari când veneam. Ne conduceați dumneavoastră când veneau copiii. Și când ne spuneați aici că măria sa Ștefan și mort ne-a apărat păparul, pentru că nimeni n-a putut să treacă peste mormântul lui Ștefan să mai ia din România. Da, și acesta este adevărul. Pentru că atunci când a trasat... Și ne spuneați și cât e România adevărat. Da. Da. Și acum zic pe adevăratele. Dacă doi președinți români au venit la Putna, multe se vor mai lumina. Multe se vor lumina. Amin. Alături de Traian Băsescu s-au aflat miniștrii Elena Udrea și Radu Berceanu, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur și primarul Sucevei Ion Lungu. După vizita de la Putna, cei doi președinți au plecat spre Iași, unde aveau programată o întâlnire cu mitropolitul Teofan.